Toată lumea gata? Spuneți când putem începe, ok? Stimați cetățeni, vreau să... Am venit în fața voastră, s-a început iarna și, din câte cunoașteți, noi ne-am pregătit pentru această iarnă, așa cum am spus-o și cu alte ocazii, suntem cel mai bine pregătiți din toată istoria, probabil, ca noastră, de iarna aceasta, de sezonul acesta rece. Și vreau să vin cu, așa, sumar, ce am făcut între timp, cum ne-am pregătit, ce continuăm să facem și la ce poate să aștepte oamenii în perioada rece. Respectiv, după asta, sunt dispus să răspund și la întrebări. În primul rând, din câte ați observat, sezonul de încălzire s-a început cu bine. Noi am avut noroc într-un fel de o toamnă foarte călduroasă, de o toamnă generoasă cu noi din punct de vedere a timpului. A început sezonul de încălzire mai târziu decât de obicei, dar am intrat în acest sezon foarte bine, am intrat pregătiți toate, deci, din punct de vedere tehnic suntem, funcționează totul normal. Chiar dacă în această perioadă au fost anumite schimbări și în ceea ce ține de activitatea de transport gaze naturale, activitatea a fost preluată treptat de Vestmol Transgaz în rezultatul unbundling-ului, finalizării acestui proces de unbundling. Și pe celelalte dimensiuni, deci cu toate lucrurile, ne-am asigurat că intrăm în sezonul de încălzire foarte lin, foarte liniștit și pregătit. Avem stocuri de gaze. Stocurile de gaze sunt suficiente pentru a ne, spunem, asigura până la sfârșitul lunii februarie cu certitudine. Probabil că și mai departe, deja sigur că va depinde de ce temperaturi vom avea iarna, dar eu cred că și dacă vom avea nevoie de gaze suplimentare, noi vom vedea acest lucru din timp și vom reuși să achiziționăm volumele care ne mai trebuiesc între timp. Dar deocamdată pot să vă spun că putem sta liniștiți. Prețurile, dincolo de gaze, avem contract pe termen lung cu centrala termoelectrică moldovenească din stânga Nistrului. Asta tot la fel ne oferă o siguranță cu privire la volumele livrate și la prețuri stabile. Într-un cuvânt, avem asigurată nu doar securitatea alimentării cetățenilor, dar și prețuri prognozabile. Indiferent de ce se va întâmpla pe piața regională de gaze, dacă vor salta prețurile la gaze, noi suntem protejați. Dacă vor salta prețurile la energie electrică, noi la fel suntem protejați. Consumatorii din Republica Moldova vor avea energie și căldură, gaze la prețuri stabile, ele nu au cum să meargă în sus, posibil, nu vreau să promit, dar posibil să fie reduse pe parcursul iernii o parte din prețuri, dar la moment, repet, nu vreau să fac promisiuni înainte de a putea realiza acest lucru. Termoelectrica funcționează, va funcționa fără păcură, anticipând anumite întrebări. Anul ăsta nu este nevoie de careva păcură, nici din punct de vedere comercial, dar nici din punct de vedere tehnic. Cu păcura, funcționarea pe păcură este mult mai dificilă, de asta nu are rost să utilizăm păcura în acest sezon rece. Totodată, pentru orice eventualitate, stocuri de păcură sunt. Dacă va fi nevoie, dacă va apărea o urgență, etc., noi suntem pregătiți de acest scenariu.
Sistemul de distribuire a căldurii și în Chișinău și în Pelz este pregătit. Dacă e să vorbim de lucrurile care s-au realizat parcursul acestui an, din câte cunoașteți, de mai multă vreme era vorba despre reconectarea la sistemele centralizate a anumitor clădiri publice și asta este la fel un efort necesar care s-a făcut. S-au reconectat peste 30 de clădiri publice din Bălți și Chișinău la sistemul centralizat parcursul acestui an, așa că inclusiv clădirea Guvernului, clădirea Guvernului de fapt mai înainte și președinția și Parlamentul. Deci funcționăm toată lumea în, spunem așa, în cadrul acelui sistem centralizat. În suplimentar am, din câte cunoașteți, am îmbunătățit metodologia de repartizare a căldurii, deci în blocuri și achitării pentru căldura nerepartizată, deci căldura care merge în mare parte pentru locurile de uz comun. La fel, ne așteptăm în această privință să avem mai puține, spunem așa, mai puțini oameni care să aibă să fie deranjați de modul în care aceste repartizări s-au făcut, pentru că am îmbunătățit și procedura, avem și implicați gestionarii fondurilor locativi în mod, spunem, imperativ. Ne-am dorit ca acest calcul cu privire la repartizarea căldurii în bloc să fie făcut în baza datelor semnate, în baza datelor confirmate de gestionarii fondului locativ, ca să nu mai avem situația în care, de fapt, problema nu este metodologie, dar problema să fie în faptul că datele cu care se operează la repartizarea căldurii în bloc nu sunt corecte, pentru că nu corespund realității pe teren, dar sunt luate din proiectele vechi, cum au fost construite blocurile cândva. La fel, se păstrează compensațiile, mecanismul de compensații rămâne, sau se păstrează compensațiile, adică practic se introduc ca un factor nou mai mult compensațiile pentru energie electrică, pentru că anul trecut, dacă țineți minte, a acționat foarte puțin acest mecanism. Anul ăsta este practic permanentizat, în special pentru consumatorii care nu au ca sursă de încălzire gazul sau sobă sau alte surse decât energie electrică și se încălzesc cu energie electrică în mod prioritar, cu, spunem așa, echipamente care utilizează energie electrică. Pentru acești consumatori, la fel, vor fi compensații și aceste compensații vor fi foarte semnificative. Pentru lemne, cărbuni și alte tipuri de combustibili solizi, compensațiile, la fel, s-au majorat. Asta ne permite să includem și să ajutăm mai mult și acei oameni care nu au gaz și nu sunt acordați la sistemul centralizat de încălzire. Și vreau să menționez cu această ocazie că, deși toate discuțiile sau foarte multe discuții revolvează sau se duc în jurul prețului la gaze, într-un final, noi avem doar circa 15% din toți consumatorii care utilizează gazul drept sursă primară pentru încălzire. Cu mult mai mulți consumatori utilizează lemne, cărbune, utilizează energie electrică inclusiv pentru a se încălzi. Și atunci, chiar dacă se vorbește cu mult mai mult despre gaze, în esență, impactul cel mai mare nu este pe prețul la gaze, chiar și dacă luăm în calcul că prețul gazelor influențează și prețul la energie termică. Chiar și cu acest lucru, avem mai mulți consumatori care nu se încălzesc în principal cu gaze și din sisteme centralizate cu energie termică, dar se încălzesc cu alte surse. Și pentru ei, la fel, compensațiile vor fi mai mari, atât pentru lemne, cărbune și cum și alte tipuri de combustibil solid, așa cum am spus. Deci, în principiu, Ministerul Energiei, Guvernul au pregătit pentru iarnă, ne-am pregătit pentru iarnă foarte bine, ne-am pregătit cu mult mai bine decât în toți anii precedenți, ca toată lumea să aibă, să fie sigură că are căldură, lumină, tot ce este nevoie la prețuri prognozabile. Acum, dacă
chiar dacă noi ne-am făcut tema pe acasă, noi în continuare îndemnăm cetățenii, îndemnăm societatea să depunem efort să economisim. Nu doar din cauza faptului că este, că sunt, spunem așa, că asta permite facturi mai joase, dar din punct de vedere chiar a utilizării raționale a resurselor, din punct de vedere a emisiilor, din punct de vedere a angajamentelor care noi ca țară ne-am asumat pentru pe agenda globală, cu această ocazie atât. Vă anunț că săptămâna asta voi pleca la COP28, deci este un for global unde se discută contribuția fiecărei țări la schimbările climatice și pe fiecare dimensiune, inclusiv energetica, va fi discutată, respectiv voi fi acolo o parte din această săptămână. Noi vom avea și o campanie de informare cu privire la utilizarea rațională a resurselor, cu privire la, inclusiv vom informa ce am făcut și ce facem în continuare, dar la acest capitol cred că se va reveni suplimentar, veți vedea și pe Facebook și pe alte instrumente, vom încerca să informăm societatea care, de fapt, au fost lucrurile principale pe care le-am făcut și care sunt, spunem, ce așteaptă cetățenii în această iarnă. Cu această ocazie, cred că voi finaliza prezentarea, sunt gata să răspund la întrebări. Mai este un subiect. Bun, dacă o să fie întrebări despre programul RABLA, eu o să răspund, dacă nu, nu o să fie, o să adaug. Mai departe întrebări, vă rog. Bună ziua, domnule ministru. Dacă puteți să ne spuneți la ora actuală ce stocuri de gaze are Republica Moldova și care este prețul mediu? Știu că erau peste 650 de... Da, la începutul lunii, octombrie erau cam 650. Acum, dacă sincer, eu nu am ultimele cifre, eu am solicitat colegii încă nu mi le-au prezentat, dar certitudinea este că ne ajung până la sfârșitul lunii februarie, garantat. Chiar și dacă va crește consumul în perioada de iarnă, repet, noi vom cumpăra volume adiționale și avem deja și experiența și resursele financiare pentru a face acest lucru. Ne vom încadra în costurile pe care le-a asumat, de fapt, Energocomul în raport cu Moldova Gaz. Din sursele guvernului vor fi achizițiile suplimentare necesare în cazul nu, în care deci va fi este sau... vorba de resursele pe care majoritatea, deci o parte din gaze Energocom le-a achiziționat de resursele care cândva a fost capitalizat de guvern și vreau cu această ocazie să amintesc că anul ăsta Energocom a întors 1 miliard de lei înapoi în buget din banii care anterior guvernul i-a capitalizat pentru activitatea pe piațele energetice și altă parte din gaze a fost procurate din resursele BERD, din creditul BERD și urmează încă ratificarea a două acorduri cu BERD care ne vor oferi resurse inclusiv componente de grant pentru achiziționarea gazelor, volumelor suplimentare de gaze. Așa că stați liniștiți și din punct de vedere a volumelor și din punct de vedere a costurilor totul va fi bine. Săptămâna trecută Energocom a semnat un memorandum cu compania grecească DEPA. Ce ne permite acest memorandum și dacă am putea achiziționa gaze lichefiate inclusiv din Statele Unite? Da. Unul din scopurile noastre este ca Energocom să-și extindă area de activitate și să, așa cum cândva a pilotat, a fost prima întreprindere care a, spunem, utilizat în regim comercial ruta din Grecia înspre Republica Moldova și dincolo, în Ucraina, în depozitele de gaze din Ucraina, fix așa să-și extindă activitatea și mai departe, să înceapă să intre pe zona de trading și să înceapă să dezvolte experiența de achiziționare a gazelor, inclusiv deja la sursă, prin gaz natural comprimat, LNG, așa numitul, și posibil și alte, spunem, instrumente, inclusiv investiționale, în companii care vor au extracții de gaze. Adică noi ne propunem ca Energocomul să devină o companie, spunem așa, foarte, foarte puternică, pe care ne putem baza nu doar din punct de vedere a
spunem, cumpărării gazelor la oportunitate, dar inclusiv ca investitor în portofolii strategice. Domnul ministru, astăzi suntem în data de 4 decembrie. Gazul ieftin a mai ajuns în regiunea Găgăuze? Păi, nu știu, întrebați pe cei din regiunea Găgăuze. Noi, așa cum am anticipat, vedem că, știți cum, știrile despre gaz continuă, dar gaz, cum nu a fost, așa și noi. Deci, mai întâi, în aprilie, a anunțat domnul Șor că s-a înțeles cu Federația Rusă să livreze gaz cu 12 lei. Acum, după asta, în octombrie, a declarat că s-a înțeles că a să livreze gaz cu 10 lei. După asta, a apărut că asta e companie ba germană, ba turcească. Acum, el e de acord să vândă la Energocom cu 137 de dolari. Eu, știți, așa cum am spus și la conferința precedentă, acolo unde am povestit bancuri, cei care au livrat gaze se ocupă de livrarea gazelor. Cei care au livrat știri se ocupă de livrarea știrilor. Deci, dacă domnul Șor nu înțelege, eu pot să-i spun că, în principiu, ministerul nu contractează gaz. Dacă el are, într-adevăr, și noi, dacă sunt traderi serioși din Uniunea Europeană, care vor să ne vândă gaz, cum a spus el, că gaz stocat în Uniunea Europeană, și sunt de acord să ne vândă gaz cu 137 de dolari, foarte bine, duceți-vă la Energocom, sunt procedurile pe care trebuie să le parcurgeți, nicio problemă. Numai că eu cred că nu există. Exact așa cum nu a existat gazul de 12 lei din aprilie, cine e încurcat să-l livreze până amul? Exact așa cum nu există gazul de 10 lei din octombrie și până acum, dacă au promis că pe 1 decembrie îl livrează și au ieșit în 1 decembrie și au spus că noi oprim un proces. Păi, oameni buni, ca să oprești un proces, procesul mai întâi trebuie să existe. Și procesul se începe cu depunerea cererilor. Mai întâi trebuie să depui cereri de schimbarea furnizorului. Dacă tu n-ai depus cereri, cum pot eu să opresc ceva care nu-i? Respectiv, eu cred că această declarație, ultima declarație care a făcut-o domnul Șor ieri, dacă nu greșesc, este la fel din categoria știrilor din viitor. Noi suntem gata, noi o să livrăm, noi o să facem. Păi, niciodată viitorul ăsta, ca în paradigma aceea, când cine e mai rapid, Ahile sau broasca țăstoasă, niciodată nu ajungem acest viitor din urmă. Niciodată nu ajunge să livreze gaz. Permanent livrează numai știri. Ce putem să facem? Eu cred că cetățenii din regiunea Găgăuză, din regiunea Taraclie, din Orhei, trebuie să-l întrebi pe Șor unde e gazul din aprilie cu 12 lei. Eu am să fac un calcul și am să spun câți bani au pierdut ei. Dacă eu și-am să fac un calcul și am să spun câți bani Șor le datorează deamul la cei din regiunile cele trei, când nu le-a livrat gaz cu 12 lei din 1 aprilie. Fă-ți că eu am să fac un exercițiu matematic și am să le spun la cetățeni să-l întrebi pe Șor unde-s bani. Domnul ministru, o altă întrebare legată de energie electrică. Recent a fost prezentată o analiză despre schimburile comerciale între cele două maluri ale Nistrului și pentru prima dată s-a constatat că vânzările în 2023 din regiunea separatistă pe malul drept vor fi mai mult de jumătate din toate vânzările pe care le au și experții spun că aceasta se datorează creșterii prețului la energie electrică pentru malul drept. În primul rând, prețurile, ce puțin de când am preluat eu mandatul, prețurile doar au scăzut. Adică a fost o perioadă în care prețurile, într-adevăr, anul trecut, prima perioadă a fost mai joasă. După asta, țineți minte că noi am avut luna noiembrie, în care, practic, cei din Federația Rusă, împreună cu cei din regiunea Transnistriază, ne-au organizat un fel de stres test pe viu, când livrările de gaze s-au limitat, când energia electrică din stânga Nistrului nu s-a livrat, și când sistemul de transport din Ucraina era supus unor atacuri cu rachete fără precedent și nu puteam miza nici măcar pe stabilitatea sistemului ucrainean. Și ați văzut cu toții că am rezistat. Am depășit această situație și am demonstrat că suntem rezilienți și putem asigura cetățenii și cu energie și cu gaze, indiferent de acest scenariu.
Bună ziua, Laura Rânja, TV8. Domnule ministru, au început să vină facturile pentru agentul termic în Chișinău, cel puțin, chiar dacă nu s-au stabilit acele grade de vulnerabilitate. Nu știu, s-a discutat despre faptul că ar putea să vină facturile după ce se stabilesc aceste grade de vulnerabilitate și ce se întâmplă în acest caz în care oamenii, iată, au primit facturile fără compensații. Nu știu dacă Termoelectrica a eliberat facturi. Din câte înțeleg eu, nu ar fi eliberat facturi Termoelectrica până la desemnarea gradelor de vulnerabilitate. E posibil că au fost niște facturi pe intern, deci de la gestionarea fondului locativ către cei care trăiesc în condominiu, posibil că să fi fost în blocurile în care au centrale termice individuale pentru bloc sau pentru un grup de blocuri, dar din câte cunosc eu, Termoelectrica nu a eliberat facturi. Dacă, și repet, chiar și dacă compensațiile vor rămâne în vigoare și chiar dacă, dacă va fi nevoie, vor fi corectate și facturile. Dar, în mod normal, facturile vor fi făcute după ce se atribuie gradele de vulnerabilitate și vor lua în calcul acele grade de vulnerabilitate care vor fi stabilite pentru facturare. Dar, repet, toți cei care nu au aplicat pentru atribuirea unui grad de vulnerabilitate nu vor beneficia de acele, spunem, compensații din partea guvernului. Deci trebuie făcut un efort. Mulțumesc. Ziua, Virginia Nica, Europa Liberă. Domnule ministru, Republica Moldova se numără printre cele 22 de țări care au prezentat un apel cu ocazia summitului COP28 din Emiratele Arabe Unite, un apel cu privire la triplarea producției de energie nucleară până în 2050 ca parte a efortului de renunțare la combustibilii fosili. Puteți să ne oferiți mai multe detalii despre racordarea Republicii Moldova la această inițiativă a emisarului special american John Kerry? Știm că Republica Moldova vrea să investească la Cernavodă și să importe energie din România. Ajută semnarea acestui document la atingerea acestui obiectiv și dacă mai are Republica Moldova și alte obiective ceea ce ține de energia nucleară? În primul rând, vă mulțumesc pentru întrebare. Vreau să anunț că acolo, deci, s-au pus în discuție mai multe inițiative, nu este vorba doar de energia nucleară, este vorba și de triplarea volumelor de energie regenerabilă produsă, deci și de dublarea sau creșterea de două ori a nivelului de eficiență energetică. Deci, noi am aderat la toate aceste inițiative din cauza faptului că ele sunt complet în paradigma și în strategia noastră de dezvoltare. Noi, ca și țară, ne dăm seama că, deși toată lumea discută cât e prețul la un metru cub de gaze, atât timp cât noi irosim peste 50% din toată energia care ajunge la noi în încăperi, în clădiri, o irosim și nu, deci încălzim atmosfera în loc să ne încălzim pe noi, noi, indiferent cât a costă un metru cub de gaz, o să plătim de două ori mai mult. Respectiv, noi aderăm la toate aceste inițiative, ele sunt în complet, spunem, aliniate cu prioritățile noastre. Pe zona nucleară, da, avem un memorandum de colaborare cu Nuclear Electrica, examinăm acest lucru, putem avea, venim și noi cu anumite inițiative pe care urmează încă să le discutăm cu colegii din România, pentru că în zona nucleară sunt la fel mai multe tehnologii. Sigur că noi, ca și țară, deocamdată nu suntem pregătiți, nu avem nici instituțiile necesare, nici legislația necesară, nu facem parte din forurile internaționale pe zona nucleară, dar treptat, cred că trebuie să ne mișcăm și în direcția asta, dar asta, ca să calmăm spiritul deodată, nu presupune că noi, iată, azi, mâine ne apucăm să facem centrale nucleare la noi pe teritoriu. Deocamdată este vorba de colaborarea cu România în special, dar ceea ce ați întrebat dumneavoastră de COP28 este o susținere a priori, o susținere politică a agendei nucleare la nivel global. Deci nu este vorba de strict pe teritoriul Republicii Moldova, este sprijinul pentru agenda nucleară la nivel global.
Domnul ministru, o întrebare legată de rabla electrocasnice. Dacă aceste vouchere au un termen limitat de valorificare, pentru că ieri câțiva beneficiari au spus că au bătut la ușa a 3 magazine și pe ușă era scris că nu mai au becurile pentru prin vouchere. Știu, cunoaștem de această problemă, suntem cu, spunem, ne ocupăm de acest lucru. În primul rând, trebuie să înțelegem o chestie. Acest program este un program pilot. Deci noi, este o primă iterație, primă încercare de a, spunem, declanșa, de a construi un asemenea program. Resursele care sunt alocate, cu titlu de grant din partea Uniunii Europene prin PNUD. Noi acum sigur că vom învăța foarte multe lecții încă și unele, pot vă spun doar câteva probleme cu care ne-am confruntat până acum. Deci, noi dacă vrem să fim cetățeni responsabili, una din principalele probleme nu ține atâta de, haideți și om acorda sprijin financiar ca cineva să-și cumpere electrocasnice mai moderne, cât ce facem cu electrocasnicele vechi, cum le reciclăm, care este procedura de a dispune de ele într-un mod civilizat. Și aproape, adică apropo, anume pe această dimensiune, am întâmpinat greutăți, pentru că din toate rețelele de spunem, electrocasnice, care se ocupă de vânzare electrocasnicelor, care sunt cu prezență, care acoperă bine Republica Moldova, când nu vrei să vină un cetățean din Briceni să cumpere electrocasnice sau să-și aducă frigider de la Chișinău. Costă transportul cât frigiderul. Dar din toate rețelele care au avut acoperire geografică la nivel național, doar una s-a angajat și are mecanismele și create, are acordurile semnate cu cei care se ocupă de reciclare și de asta este limitat ca, spunem așa, capacitatea de absorpție a pieței. Noi suntem absolut siguri că vom învăța din aceste lecții. Eu sunt sigur că și celelalte rețele, câte o leacă, se vor, spunem, angaja în acest proces și după ce vom trage lecțiile, atunci când vom structura următoarele programe deja care vor fi implementate din bani publici, din banii sau prin intermediul Centrului Național de Energie Durabilă, care acum îl creăm în baza fostei agenții de eficiență energetică, vom învăța aceste lecții și ne vom asigura ca mecanismele să funcționeze mai lin. Dar astăzi, într-adevăr, învățăm. Și au fost, dar repet, toți cei care au primit vouchere, toți vor putea într-un final beneficia de ele. Deci chiar dacă este o întârziere oarecare, chiar dacă undeva nu ajung becuri, undeva încă nu sunt făcute, spunem, nu s-a rezolvat problema cu reciclarea, nu știu, mașinilor de spălat sau a frigiderilor. Lucrurile astea vor fi treptat puse la punct. Vreau să vă spun că deocamdată, din cifrele pe care le am, din circa 50.000 de vouchere, așa pe becuri, au fost valorificate deja 12.000. Între timp, mai vin în continuare și companiile devamează în continuare becuri LED, nu s-au așteptat la o asemenea val de cereri și importă în continuare, chiar dacă voucher nu va putea fi valorificat acum, el va putea fi valorificat, va fi extins termenul și va putea fi valorificat mai târziu. Toată lumea va beneficia, învățăm din acest program pilot. Pe viitor va fi și mai bine. Domnule ministru, tot legat de acest program, am văzut cel puțin o problemă raportată de cetățeni că pe site, de exemplu, prețul becurilor LED ar fi mai mic decât cel din magazin. Ați încercat să verificați sau să țineți cont și de această situație cu prețurile? Deci, noi, repet, noi avem niște condiții pentru cine poate participa la acest program ca rețele. Sigur că este mai ieftin să procuri aceste becuri de la cei care le vând angro, de la cei care lucrează de la depozit. Dar depozitele nu au acoperirea ca să permită cetățenilor să vină. Deci, nicio problemă. Eu cred că vom învăța și această lecție și poate cei care vor să facă un drum de la Briceni până la Chișinău după câteva becuri, să le permitem acest lucru. De ce nu? Dar la moment
înțelegem că cei care importă la direct și au baze angro de vânzare a becurilor au prețuri mai bune, dar nu au acoperirea. Cei care au acoperirea au și marja lor care și costurile lor suplimentare de întreținere la toată infrastructura asta și probabil că prețurile la becurile sunt mai mari. Vom optimiza pe viitor acest program, dar la moment, într-adevăr, vrem să-l pilotăm și vrem ca lucrurile astea, becurile astea, electrocasnicile astea să ajungă în sfârșit la oameni, ca noi să putem după asta monitoriza care sunt efectele, cum s-a schimbat consumul de energie, care este, cât de mult s-a schimbat impactul asupra bugetelor acestei familii și, respectiv, să vedem în continuare cum structurăm acest program și pe viitor. Posibil să fie inclusă, să fie exclusă o parte din rețele, o parte din... de exclus nu prea avem de unde, de inclus, trebuie să includem mai multe, dar de posibil careva electrotipuri de electrocasnice, careva suplimentare să fie inclusă, careva poate să fie exclusă, în funcție de cum va arăta programul, cum funcționează. Întrebări nu sunt? Dacă nu mai sunt întrebări, eu mă bucur că la toată lumea totul e clar și vă urez o săptămână cât mai reușit și o iarnă liniștită. Stați liniștiți, iarna va fi sigură și cu, spunem așa, cu sentimentul, deci cu surpriză doar plăcute. Mersi frumos! O zi bună!